speranță. După nenumărate încercări, din păcate m-a accidentat. Din clipa aia am spus că nu mai încerc niciodată backflip-ul. Doar că niciun eșec nu pasă până în capac. Așa că m-am trezit azi de dimineață. Ai, că e de dimineață la 12, în fine. Așa că azi când am văzut că e soare afară, am spus de ce nu? Mi-am chemat băieții și am spus: "Bă, băieți, hai să-l învățăm. Până la urma urmei ne lovim sau nu, trebuie să-l învățăm odată și odată." Atunci hai să dăm bătaie. După cum v-am spus, de data asta are cine să mă învețe. Da, noi Gigi, dacă vă întrebați că și Gigi e la fel de prost ca mine. Da, noi Mădeline, dacă vă întrebați că e tot la fel de prost ca mine. Chel boss-ul, are cine? Chel boss-ul. Știți ce s-a întâmplat? Deci fiți atenți. Vara asta v-am spus că am vrut să-l învăț. Și știți ce mi-a spus Chel boss-ul? Că, bă, dacă se întâmplă ceva, tu dă-l, că sunt lângă tine, te prind, nu te lovești deloc. Și ce s-a întâmplat? S-a uitat Chel boss-ul la mine, a început să râdă. M-a văzut pe jos acolo, rupt în cap, eram vai de capul meu. Și a spus că trebuia să sar mai tare. Bun, doar că de data asta am venit exact în locul în care l-am dat pentru prima dată. Doamne, te rog, ajută-mă să nu rup capul iarăși, că măcar acum am nevoie de el. Bă, ce nu se căzi deloc? Bă, mă, sunt așa împietrit, bă, nu pot să mă mișc deloc. Bă, dar nu vreau, bă, nu vreau. Nu vreau, nu mai vreau. Asta a fost și videoclip. Până de acum alegi varianta masculină, da? A călcat și un căcănescu? De câte cercări? 30-40, cam așa. Aaaa, hai că 40. No, păi eu zic că dacă vrei îl dai din prima. Aaaa, am aproape. Da, așa îl dau și eu. Dar că nu vrei. Bă, l-am dat în două cercări, fii atent, încercarea numărul 10 îl dau, da? Da, e deja la 5-a încercare și sper să-l dau. A cât ai asta? A cincea. Se eu încercare-o. Ale, bun, deci de 6 încercări l-am dat. Crezi-mă că nu știu cum, dar l-am dat. Eu care credeam că o să dau? Niciodată, mai pe scurt. Bă, ce ușor e backflip-ul, mă, mă jur, e prea ușor. Îți leu ca ocazian și acum singur. Și ce fel o să-mi iau aici? Încercarea numărul 8, o dau doar eu. Oricum nu m-ar fi ajutat, Dani, dar mi-o ține mâna acolo să fie, uite așa, da? Am pus 7000, nu vă mint. Bă, l-a dat! Ok, deci l-am dat din 8 încercări. Deci îmi bat inima ca la șobolan, nu vă mint. Și de data să mai dau încă unul pentru voi. Fără omul meu Gigi care m-a învățat. Nu, 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 fără Gigi, nu puteam să-l dau. Nimic, nu e imposibil, dacă el cu 3 clase o putem să facă asta. 3 clase, 3 și 8 încercări. Bă, dă-te, bă, că-s profesionist. Perfect, bă, perfect l-am dat. Pentru abonații mei. Pentru Maria din 3D, care mi-a dat șanse 40%. Pentru ea. Și s-a uitat la minim în cava și a zis no. Că... Deci, dacă am putut și eu să-l fac, puteți și voi să faceți orice vreți. Vreți să ajungeți până la bar, ajungeți dacă am putut și eu să fac asta, credeți-mă. Nu încercați singuri acasă. Da, adevărat, nu încercați că mi-am rupt capul. Ați văzut la începutul videoclipului, Gian. Ce căzut, adică am ar... Ah, nu, 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 nu! O plângeat în aer. Bun, acum chiar sunt curios care să câștigi. Eu care dau un litru de apă pe gât, ori Dani care din păcate dă o bere. Na, asta e, da, băieți, nu beți bere, beți apă. Bere, bere, apă, beți doar apă. Bun, hai că mi-a zis făcut ăsta. Da, nu, bă, o bea așa, o bea cu capacul. Stiu, dai. Băi, eu nu știu, n-am băut niciodată în viața mea și pe care am gustat, știu să beau doar apă. Eu care am băut apă toată viața mea și doar apă versus ăsta care... Ăsta. Ăsta, da, asta. Bun, fiecare trebuie în primul cel mai șmecher, da? Sărăc, nu știu. 3, 2, 1... Dumnezeu a reușit să bei aia instant. Bă, Denis, mai gaci că mai după colțul? Nu-i nimeni. Pa asta zic.